Bună ziua! Câtă încredere aveți în politicienii români? Nu pot să vă spun. Nici un pic. Nimic. De 5 bani. Nu, chiar deloc. Păi, credere nu pot să răspund acum adevărat. Avem credere. Și speranță. Și sperăm să fie. Nu prea multă. Nu prea multă. Nu avem noi încredere. Să iaie dracu pe politicienii români, așa să le zic. S-a făcut țara de... Nu merită 2 lei. Nu foarte multă, promit foarte multă și... N-am încredere deloc în ei. Uitați, acum umblu să cumpăr medicamente la maică mea compensate și nu mai sunt. Vă dați seama. Și nu am cum decât la niște pensionari bătrâni cu o pensie de 3.200.000 să le iau medicamentele cu preț integral. Asta e. Dar la care partid vă referiți? În general. În general, eu ca și pensionar n-am încredere în ei. Nici 10% dacă am. Iar dacă m-aș gândi așa ca să spun ceva, aș zice, domnule, acum pe noi, pe pensionari, ne face harcea-parcea. Adică eu de marți încolo trebuie cu pensie mea să plătesc, care în 42 de ani și 8 luni am lucrat în învățământ, trebuie să plătesc medicul meu de familie și medicamentele compensate și ce mi se cuvine mie cu tot ce în atâția ani de muncă cu școlarea aceea pe care i-am educat și i-am format. Și au ajuns oameni de căpetenie la statul nostru român în zilele noastre. Dragul meu, nu mă băga în politică, asta e grea. Asta e foarte grea. Sincer să fiu, nu am încredere în ei. Niciuna. Niciuna și am făcut o grămadă de partide și pe partide promis și nu fac nimic concret pentru oraș. Nici o încredere. Puțină. Deloc. O întrebare dificilă, v-am mai povestit eu, dar sunt politicieni în care poți să ai încredere, sunt politicieni în care nu poți să ai încredere și care pun mai presus interesul personal. Cât poate să fure mandatul respectiv, fură și după aia salut. Din păcate, e că mulți dintre cei care sunt în clasa politică și-au cumpărat locul. Și baiul e că cei care au bani ajung acolo. Nu prea, foarte puțin. Foarte puțin, pentru că nu fac pentru țară nimic. Nu mă umplă buzunarul lor și pentru țară și pentru populație nu fac nimic. Nici un pic. Nu am încredere în ei. Mai ales în ăștia. Niciuna.